Ceasornicari găsim peste tot în țară, însă meseria nu mai ai de unde să o înveți. O familie ține vie această profesie, tatăl și fiul au deschis un butic, acolo vând și repară împreună ceasuri de lux. Vasile Vasilescu are pasiunea pentru ceasuri de când era foarte mic. Pe atunci era fascinat de cum funcționează ceasurile, dar mai ales de cum se repun în funcțiune. Ca să ajungă să aibă propriul magazin a fost cale lungă, iar în prezent nu mai există locuri unde poți să înveți meseria de ceasornicar. S-au închis toate școlile care au fost încă din 89. În prezent mai sunt cursurile din Elveția. Această pasiune i-a transmis-o și fiului lui, care stătea pe lângă el când repara ceasuri. Ba chiar l-a supus și la o mică provocare pe când băiatul avea doar 6 ani. El a avut o curiozitate să vadă dacă poate și el să facă ce fac eu. Și atunci, ca să-l stimulez, i-am dat 2 mecanisme identice, dar fiecare cu alt defect. Și i-am spus dacă din 2 face 1, îl fac cadou. Iar el a răspuns imediat provocării. E foarte plăcută senzația să știi că ai luat ceva ce nu funcționa și apoi l-ai pus în funcțiune cu propriile mâini. Chiar dacă Marius știe bazele și poate să repare anumite ceasuri, preferă să se ocupe de partea de marketing a atelierului. Chiar el este cel care l-a convins pe tatăl lui să deschidă magazinul. Eu am fost catalizatorul în urmă cu 3 ani și am ținut neapărat să dezvoltăm o afacere de familie. Iar uneori îl mai ajută cu sfaturi. Se întâmplă să avem un ceas complicat, să ajungem într-un impas și să ne consultăm. Vasile ne învață și că ceasurilor trebuie să le facem periodic revizia, exact ca în cazul mașinilor. Se recomandă să fie făcută la 3 ani, 3 ani și jumătate maxim. Altfel, mecanismul o să capete uzură și nu o să mai funcționeze corespunzător. Mecanismul este inima ceasului, iar revizia este vitală.